Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Tată și fiică răniți într-un accident la Plopșoru. Se deschide oficial fabrica de componente auto de la Rovinari. Depozitul de la Roșia deschis vineri. Un bărbat și fiica acestuia au fost răniți joi dimineață după ce două mașini s-au ciocnit. Accidentul s-a produs pe raza localității Plopșoru. Potrivit polițiștilor, vinovat de producerea accidentului este un bărbat de 35 de ani din Plopșoru, care nu a respectat semnificația indicatorului depășire interzisă și a lovit o mașină care circula regulamentar condusă de un bărbat de 42 de ani din aceeași localitate. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 35 de ani din comuna Plopșoru, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 66 Olar din direcția Filiaș către Rovinari, nu a respectat semnificația indicatorului depășire interzisă și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani din localitatea Plopșoru, care semnalizase corespunzător schimbarea direcției de mers, încercând să pătrundă pe drumul comunal Ulari-Urdari. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 42 de ani și a fiicei sale de 19 ani, pasager pe locul din dreapta al autoturismului. Ambele victime au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Un bărbat de 41 de ani din municipiul Vulcan a fost rănit grav miercuri după amiază după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe ATV-ul pe care îl conducea. Evenimentul rutier s-a petrecut pe raza localității Schela. Hunedoreanul este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiști din cadrul poliției orașului Bumbejiu au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul că pe drumul județean 664 Schela a avut loc un accident rutier soldat cu victime. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 41 de ani din municipiul Vulcan, în timp ce conducea un vehicul tip ATV pe drumul județean 664 Schela din direcția comuna Schela către municipiul Vulcan, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului a rezultat rănirea bărbatului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale și recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Salvamontiștii Gorjeni au intervenit în zonă pentru acordarea primului ajutor, după care l-au transportat pe bărbat cu ambulanța Salvamont până la locul de întâlnire cu ambulanța Smurd, trimisă pentru a-l prelua. Un bărbat de 38 de ani din comuna Bolboș a fost reținut pentru că a bătut doi tineri. Totul s-a întâmplat pe data de 1 septembrie pe raza localității Slivilești. Pe fondul unui conflict spontan, bărbatul le-a aplicat celor doi tineri multiple lovituri. Polițiști din cadrul secției 3 Poliție Rurală Mutru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 38 de ani din comuna Bolboș, bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că la data de 1 septembrie anul curent, bărbatul, în timp ce se afla pe raza localității Slivilești, pe fondul unui conflict spontan, ar fi exercitat acte de violență asupra unui tânăr de 19 ani din comuna Borăscu și prietenei sale de 17 ani din localitatea Slivilești. Lovirea sau orice acte de violențe cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Târgu Jiul se confruntă de mai bine de 3 zile cu probleme la sistemul de alimentare cu apă. La robinetele mai multor cetățeni din municipiu, apa nu curge deloc sau curge fără presiune. Conform reprezentantului APA Regio Traian Pătrășcoiu, sursa de rezervă de apă de la Vâja nu poate fi folosită deoarece conducta este spartă și nu poate fi reparată. Motivul este acela că, pe deasupra acestea, a fost construit un drum județean realizat din fonduri europene, astfel că nu ne rămâne decât să ne rugăm să plouă. Sursa de rezervă Vâja nu o putem activa pentru că când a fost montată sursa de la Vâja, nu a fost pe drum care a fost modernizat acum, este pe sub un drum modernizat, circa un kilometru, pe care nu putem sparge să venim cu surplusul de apă. Am avut problema asta și acum 2 ani, când s-a modernizat drumul. Noi avem prinsă sursa la modernizare, care va intra în lucru de anul viitor, pe proiectul nou pe care îl avem în derulare.
acum și pe care o să primim finanțare europeană. Deci aia era o sursă de rezervă. Avem în funcțiune forajele de la Iezureni de aici și de la Bombești, când venim cu suplimentare de apă, dacă este consumul mare, etajele superioare, o jumătate de oră, o oră, rămân fără apă. Sperăm să ne ajute și Dumnezeu să plouă ca să nu mai scadă sursele de la Șușița și de la Suhădol. De asemenea, Pătrășcoiu face apel la cetățeni să consume apa în mod rațional. O să facem un comunicat și o să spunem zonele care suferă de apă și o să dăm și intervale orare încât să știe oamenii să încerce în perioada aia. Dar am făcut apelul către populație să consume mai puțin pentru udat, că nu poate să îndrepte nimic, iar legumele, fructele care sunt, nu trebuie întreținute cu apă potabilă. Afectate au fost și câteva localități din județul Gorj. Lipsa ploilor a făcut ca debitul să scadă de la o săptămână la alta. Bazinele de colectare a apei potabile și menajere nu mai fac față și apa se termină foarte repede. Trei porcine au fost descoperite moarte în comuna Husnicioara. Tot în Mehedinți, peste 50 de porci au fost uciși recent din cauza unui focar de peste porcină confirmat la Gârla Mare. Cele două comune nu se află una în vecinătatea celeilalte. Medicul veterinar de la Husnicioara este cel care a depistat primul cadavru de porc și a anunțat autoritățile. Până la sosirea echipelor speciale de la DSVS a Mehedinți, încă două porcine au murit. Cazurile de pestă porcină din Husnicioara nu sunt confirmate încă, dar simptomele conduc spre noi cazuri de pestă porcină africană. Fabrica de componente auto a unei mari companii în domeniu va fi inaugurată vineri la Ruvinari. Până în momentul de față, investitorii au construit de la zero halele necesare și au angajat deja 150 de muncitori. Potrivit autorităților locale, până la sfârșitul acestui an vor mai fi angajate alte 100 de persoane. De asemenea, obiectivul companiei este ca până la finalul anului 2020 la fabrica de componente auto din Rovinar să lucreze peste 900 de muncitori. Societatea continuă activitățile de recrutare. În data de 4 septembrie a fost organizată o astfel de activitate la Fărcășești. Totodată pe 9 septembrie se vor face recrutări la Bălteni. În plus, la centrul de recrutare din Rovinar se pot depune CV-uri zilnic. Firma asigură chiar transport și alte bonusuri. Investiția totală este de 20 de milioane de euro, fiind cea mai mare investiție privată din Rovinari din ultimii ani. Noul depozit de cărbune de la Roșia va fi funcțional. Investiția va fi inaugurată vineri, 6 septembrie. Anunțul a fost făcut de către Ion Rușeț, consilierul directorului CEO Sorinel Boza. Vineri se vor face publice și sumele alocate pentru lucrare. Așa cum am stabilit cu ceva timp în urmă și au fost înțelegeri la care complexul energetic a luat parte, în luna septembrie s-a promis că va fi finalizată investiția depozitului de noului depozit de cărbune de la Roșia. În cursul zilei de mâine, 6 septembrie, depozitul de cărbune de la Roșia, nou depozit, pentru că cel vechi a fost închis, va deveni funcțional. Toate detaliile despre valoarea investiției vă asigur că mâine vor fi făcute publice de către președintele directoratului, care va fi prezent la inaugurarea acestui obiectiv. La eveniment vor fi prezenți și oficiali din Ministerul Energiei. Depozitul trebuie să asigure stocul de cărbune necesar funcționării termocentralei Rovinar cu trei grupuri energetice în perioada de iarnă. Stadionul municipal din Târgu Jiu va fi recepționat în zilele următoare. O spune Mihai Weber, deputatul PSD, care este conștient că suporterii gorjeni așteaptă cu nerăbdare inaugurarea obiectivului. Președintele PSD Gorj spune că a purtat din nou discuții cu reprezentanții CNI privind deschiderea arenei din centrul municipiului. Stadionul vizat de FRF pentru confruntări interne și internaționale a pierdut ocazia de a găzdui partide importante până în acest moment. Am discutat de asemenea cu vicepremierul, cu ministrul dezvoltării, împreună cu conducerea Companiei Naționale de Investiții, privind finalizarea sau recepționarea unei lucrări pe care gorjenii o așteaptă, respectiv stadionul din municipiul Târgu Jiu. În zile următoare vom avea, o să-mi trimite și o să vă anunț și pe dumneavoastră, sigur că da, calendarul finalizării acestei sau recepționării acestei investiții mult așteptate. Dacă obiectivul va fi deschis, Pandurii Târgu Jiu, viitorul Târgu Jiu și FCU Craiova ar putea împărți arena în actualul sezon. Administrația Complexului Energetic Oltenia a participat joi la o nouă ședință la Ministerul Energiei pentru finalizarea ultimelor detalii legate de schema de sprijin pentru plata certificatelor de CO2.
Este vorba de un proiect de memorandum. Acesta va fi aprobat de către guvern după ce va avea toate avizele necesare, inclusiv de la Consiliul Concurenței. După ce memorandumul va fi aprobat de guvern, acesta va fi trimis Comisiei Europene spre informare. Complexul energetic Oltenia ar avea de plătit pentru producția pe anul 2019 certificate de CO2 în valoare de 1,5 miliarde de lei. Societatea nu dispune însă de astfel de fonduri. Danilie Morega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice, susține în continuare că socialdemocrații l-au trimis pe Ciprian Florescu la București ca să scape de el, deși în ultimul timp se tot vehicula o posibilă candidatură a acestuia la fotoliul de edil al municipiului Târgu Jiu. Un posibil candidat pentru funcția de conducător al urbei, crede fostul deputat, va fi cel mai probabil unul dintre cei doi viceprimari, respectiv Aurel Popescu sau Adrian Tudor. Asta să vă fie foarte clar și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Deci ca prefect de aici l-am promovat secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor ca să nu facă altceva decât să plece din gor, să nu mai fie un cui în coasta lor. Și acum sigur că îl va pune probabil pe Popescu sau pe celălalt viceprimar care este Tudor. Deci iată că ce am preconizat se înfăptuiește după Iohannis. Pas cu pas. De asemenea, Morega le atrage atenția celor din conducerea PSD Gorj că lipsa organizării va duce lucrurile într-o direcție greșită. Eu vreau să le atrag atenția și lui și lui Cosmin Popescu în modul sincer și prietenesc. Ei să înțeleagă că nu mai este o candidatură așa cum a avut-o Cosmin Popescu la Consiliul Județean, să vin peste noapte și să și candidez la Consiliul Județean și nu mai este nici al lui Weber, care de fapt a fost adus de postatul viceprimar de la municipiul Roman, l-au pus consilier și după care l-au trecut la deputat în primul mandat. Iar în al doilea mandat se știe foarte bine că el a fost votat pe locul 5, după care cu sprijinul tăticuțului Dragnea a revenit pe locul 2 triumfător și președinte de comisie SIE, în comisia de apărare și așa mai departe, mult mai multe. Deci iată că sunt lucrurile în amănunțime. Eu vreau să le atrag atenția acum în modul cel mai sever, că ei sunt la capitolul organizare la pământ. Cristian Rujan este actualul prefect de Gorj și asta după ce a fost numit în funcția de secretar de stat în cadrul MEAI, Ciprian Florescu. Europarlamentarul pro-România Corina Crețu a solicitat suplimentarea fondurilor pentru combaterea violenței împotriva femeilor, în special a adolescentelor și pentru lupta împotriva traficului de persoane. Demersul a fost făcut în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European. Corina Crețu a solicitat ca bugetul pentru anul 2020 să prevadă o linie bugetară separată pentru programul DAFNE, al cărui scop este acela de a proteja copiii, tinerii și femeile împotriva tuturor formelor de violență. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să oferim sprijin celor mai vulnerabili, cu precădere copiilor, tinerilor și femeilor care cad victime violenței. Cazul de la Caracal a dovedit încă o dată urgența cu care trebuie să acționăm în această direcție. Scopul este dublu pentru că, din păcate, astfel de tragedii au un impact semnificativ și asupra întregii comunități în care se desfășoară. Ca atare, acest demers vine și în sprijinul coeziunii sociale, a declarat Corina Crețu. Europarlamentarul a mai propus în cadrul aceleiași ședințe identificarea de măsuri pentru optimizarea utilizării fondurilor europene și promovarea măsurilor de îmbunătățire a absorției. Corina Crețu a fost desemnată la începutul actualei sesiuni a Parlamentului European raportor al Comisiei pentru Control Bugetar privind adoptarea bugetului Uniunii Europene pentru anul 2020. Autoritățile din Rovinari au proiecte pentru reabilitarea termoenergetică a blocurilor din oraș. Este vorba de un total de 36 de blocuri în prima etapă. Au fost întocmite proiecte și au fost realizate toate formalitățile prevăzute de lege alături de asociațiile de proprietari. Se așteaptă reluarea finanțării prin programul derulat în anii trecuți de către guvern. Primarul din Rovinar, Robert Filip, a precizat că dacă nu va fi accesat programul guvernamental, ia în calcul obținerea de fonduri europene sau chiar realizarea proiectelor cu fonduri de la bugetul local. Familiile care au venituri sub 10.000 de lei nu vor achita contribuția la înveloparea blocurilor. Gazele naturale sunt tot mai dorite de oameni. Din cauza că prețurile pe metrul cub de material lemnos cresc de la an la an, tot mai mulți oameni preferă încălzirea pe gaze. Astfel că și autoritățile locale din orașul Lenovaci au făcut demersurile necesare pentru această sursă de încălzire, iar stadiul este unul avansat.
După câțiva ani de la încercarea eșuată de a introduce gazele naturale în orașul Novaș, dar și în stațiunea Rânca, autoritățile locale au reluat procedurile, iar acum așteaptă să obțină finanțarea pentru a se apuca de treabă. Este un obiectiv foarte important al meu. Am avut această intenție, să spun, și în 2014, când chiar am avut bani în bugetul local pentru o parte din lucrări. A fost un eveniment neplăcut la vremea respectivă la firma care se ocupa și care este proprietarul conductei de aducțiune la Novaci și am reluat problema ulterior, 2017-18. Noi, la momentul actual, cred că suntem, pot să spun, depunând proiectul în luna mai, în linie dreaptă, în așa fel încât să intrăm în prima etapă a celor care vom fi solicitați pentru semnarea contractului. Primăria Novaci a primit un număr mare de solicitări din partea cetățenilor pentru introducerea gazelor naturale în localitate, în special din partea proprietarilor de pensiuni și cabane din stațiunea Montană Rânca. Dacă în 2014 era de dorință, acum este o necesitate, fiindcă deja problema încălzirii cu lemn a devenit o problemă greoaie. Este nevoie de gaze naturale la Novaci și foarte repede și la Rânca și sunt convins că și acolo sunt consumatori și solicitările sunt aproape 100%, în așa fel încât să devină și acolo o chestiune civilizată și în care și toți concesionarii să beneficieze și să le fie mult mai ușor cu gazele în proprietățile lor. Ați avut până acum solicitări din partea oamenilor pentru gazele naturale? Da, foarte multe. Și în special, repet, zona Rânca. V-am spus, zona Rânca, majoritatea sunt interesați. Autoritățile locale speră să obțină finanțare de la Fondul de Dezvoltare și Investiții până luna octombrie. Aproape 2000 de gospodării din orașul Novaci ar urma să beneficieze de această utilitate publică. Toamna se numără nu numai bobocii, ci și realizările pentru administrația publică locală din Arcani. Comuna se află în această perioadă în plin proces de dezvoltare. Edilul Aristică Coiculescu pune accent pe nevoile comunității și anume infrastructură, educație, sănătate și cultură. În toamna acestui an sperăm noi până la 1 noiembrie să finalizăm investiția în canalizare și tratare ape uzate și cea de-a doua investiție care înseamnă extinderea canalizării la cordurile, la populație și proiectul cu alimentare pentru apă în satul Sănătești. Tot în toamna acestui an sunt convins că vom finaliza și lucrările la una din școlile primare, la dispensarul uman, urmând ca să ne rămână spre primăvară finalizarea școlii din Câmpofeni, școlii primare, a căminului cultural, a podului peste râul Sohodol și mai nou am mai aprobat prin Compania Națională de Investiții un proiect privind reabilitarea, consolidarea, modernizarea și extinderea centrului cultural al Văijaleșului profesor Grigore Pupăs. Cam ăștia ar fi bobocii, sperăm să îi ducem la maturitate și comunitatea să se poată bucura de aceste investiții. Arcan este o comună din județul Gorj formată din satele Arcan, reședința Câmpofen, Sănătești și Stroiești. Edilii din Câlnic vor să pună la punct activitățile socioculturale de pe raza localității. În acest sens va fi reabilitat și pus în valoare un așezământ de cultură. Este vorba de căminul cultural din centrul localității. Se va apela la o firmă de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic. Modernizarea și dotarea căminului cultural din Câlnic va beneficia de o finanțare prin FADR. De asemenea, locuitorii de aici vor beneficia de gaze naturale în loc de centrale termice pe lemne sau cărbune. Autoritățile locale au făcut demersurile necesare pentru această lucrare. Valoarea investiției este de 2 milioane de euro și este finanțată de Ministerul Dezvoltării. Lucrările la rețeaua de gaze vor începe în această toamnă. Primăria din municipiul Craiova dorește să realizeze o pasarelă pietonală lângă uzina Ford, pe strada Henry Ford. Municipalitatea recurge la acest demers pentru a fluidiza traficul din zonă. Pasarela pietonală va înlocui actuala trecere de pietoni care este semaforizată. Aceasta va fi dotată cu lift pentru 6 persoane, scări metalice și o instalație pentru circulația celor cu handicap locomotor. Primăria din Craiova oferă 35.000 de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate. Momentan, doar au fost depuse documentele necesare pentru achiziția acestui studiu. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!